Bună și bine te-am regăsit! Astăzi o să scriem împreună litera D mic de mână. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Haideți să vedem din ce elemente grafice este compusă litera D mic de mână. Observăm în liniuța de sprijin ovalul și un baston. Tonaj mare. Este foarte important să mă urmărești, să vezi cum unesc aceste trei elemente grafice pentru a obține litera. Exact cum scriu și litera A mic, voi porni de aici cu linia de sprijin, ating linia de sus, dar nu ating colțul, apoi mă întorc pe aceeași linie să scriu ovalul, apoi mă duc până sus și mă întorc frumos pe aceeași linie cu bastonașul. Aceasta este litera D mic de mână. Ea mă va ajuta să scriu multe cuvinte. Astăzi noi o să scriem cuvântul dar. Dar este un cuvânt format dintr-o singură silabă. Avem trei litere. La început de cuvânt se aude sunetul D, pe care îl și scriu. D. Apoi urmează litera A, pe care o unesc și o leg de D. D. A. R. Dar este un cuvânt care începe cu litera D, dar un cuvânt asemănător acestuia este cadou. Cadou este despărțit în silabe. Cadou are două silabe și prima silabă este ca, se aud două sunete C și A. Dou, silaba a doua, se aude sunetul D. D, mă întorc pe bastonaș, D, O, O, U, ca, dou. Dar sau cadou înseamnă același lucru. În primul cuvânt, d-ul este la început de cuvânt, iar în al doilea cuvânt, d-ul este în interior. Acum este rândul ca tu să scrii un rând cu litera d mic de mână, apoi să scrii și cuvântul cadou. Îți doresc spor la lucru!